Cristalele ocupă un loc important în viața și în versurile Danielei. Le-a adus cu ea și la întâlnirea de la Centrul Cultural Pitești din cadrul proiectului Recenzii. Și titlurile celor 22 de volume scoase până acum sunt la fel, au energie și nume misterioase. Nod Marinăresc, Casa de Iasomie, Anahata, Chandra și Tuatara. Sunt doar câteva dintre acestea. Dar printre versuri, cristale și elemente pământene sau nu, Daniela și-a găsit calea. Pasiunea nu numărul 1 este și va rămâne fiul ei, Horia. S-a reproșat vreodată absența aceasta aparentă, cel puțin, a logicii din poezie? Da, uneori da, dar eu îmi țin de drumul meu, adică asta sunt, n-am cum să mă schimb. Și nu scriu pentru a scrie, scriu ca să mă scriu pe mine. Și ca să te eliberezi de tezi. Da, într-adevăr, da. Am făcut un poem foarte frumos azi noapte, da? Se numește Prin Telescop. Ți-ai ții minte pe cine apare? Nu mai pot, nu. Da, am vrut să-l scriu înainte de a veni aici, dar îl veți găsi pe Facebook în seara aceasta, dacă intrați și dacă ne vom conecta. De regulă, ce te întreabă cei care îți scriu pe Facebook? Ce întrebări îți spun în zona aceasta a poeziei? N-am prea discutat așa. Dar am văzut că și din alte țări sunt citite poemele. Ar fi foarte frumos și traduse. Cum e sensul acesta de expresii englezești? Nu pot fără ele. Nu pot fără ele? Nu. Deci sunt și în arabă, și în swahili, și în italiană, și... Da. Dora este foarte compactă. Mie îmi place foarte mult. Chiar aș vrea să vă citesc ceva din ea. Vreți? Da. Ușor să nu-l încazi. Fiindcă Denisa vorbea de bucătărie. Da, așa e, că tu gătești. Da, și de matematică. Poema se numește Rezolvare. Iubite, încă mai miros a țelină și a pătrunjel. Și irisul mai ține minte smerenia unui dovlecel. Verbul meu are gust exact de pământ care se trezește să-mi umble prin palmă, ca o culoare deplasată, ruptă chiar din măduvă și dusă spre tine, cuvânt. Sunt foaia de matematică a unei bucătării roșii. Te învăț să faci ecuații cu aburi și incantații. Și la fiecare radical exaltat, întind pe respirare, te sărut cu poftă rotund, ca pe ultima gură de cafea. Bun. Înainte de a trece la cel de-al treilea palier al întâlnirii noastre de astăzi, pe care eu l-am dedicat cristalelor, o să vă spună câteva cuvinte și despre cristale, aștept întrebări de la voi. Ce vă trece prin minte? Molipsiți-vă de felul de a scrie al Danielei. Ce întrebare vă trece acum prin minte? Pe aceea vă rog frumos să o adresați. Repet, fără jenă. Vin cu microfonul, sală? Hai. Da? Și nu e nevoie? Ia să vedem. N-are nimeni nicio întrebare de pus legată de poezie. Nici măcar nu vreți să știți câți ani are Daniel. Câți? Ba, se întreabă. Câți ani credeți că are Daniela? Ia să vedem. Nu, doamna, nu, că bănuiesc că știe. Nu știu, dar cred că are 20. Nu se poate că are băiat de 25. Vedeți ce jocul ăsta al energiilor și cum oamenii reușesc să lase o altă impresie decât ceea ce, eu știu, așteaptă să fie descoperit înăuntrul lor. Haideți, ce poezie citiți voi, vă întreb eu acum. Ne tragem respirația până când trecem către cristale. Nu citiți poezie, nu-i așa? Întrebare retorică. Ce citiți? Știu că nu citesc poezie, nici adulții nu citesc poezie, nici poeții nu citesc poezie, se citesc doar pe ei înșiși. Ce citiți atunci când citiți? Ia să vedem. O domnișoară foarte frumoasă, de la care nu mi-am putut lua ochii în partea dreaptă. Ce citești, domnișoare, când citești, sigur? Cum ar fi? Ia să vedem. O carte care ți-a plăcut în ultimii ani. Amintiri din copilărie. Altcineva, altceva? Ba da, le cere, dar lectura de la clasă fiind obligatorie, nu mai are niciun fel de farmec. Eu știu de la mine.
domnul cu coafură de, mă rog. Cum putea să treacă neobservat la o discuție despre poezia Danielei, care e ea originală? Dumneavoastră citiți des? Nu. Ultima oară acum câți ani ați citit? Tot amintiri din copilărie. Da, asta eu citeam prin clasa a doua. Când, pe cuvântul meu, doamne. Ce zodie ești? Și domnișoara? Gemeni. Și nu citesc decât amintiri din copilărie. Bine, m-am lămurit. Așa. E totuși cineva care citește cu anumită frecvență, asta însemnând o dată pe lună, o dată la două luni. Domnișoară. Da. Domnișoară e ziaristă. Nu intră în calcul. Dar o întrebăm. Domnișoară scumpă, ce citești când citești? Seara. Da? De obicei seara, în timpul liber, îmi acord pe puțin 3-4 ore. Fac ca și o zona a mea, doar ca să mă conectez eu cu povestea și să înțeleg complet tot ansamblul și tot ce a vrut să exprime persoana care se ascunde în spatele cărții. Te ajută? Da, foarte mult. Așa? Mai ales știind că sunt singură și sunt conectată acolo cu cartea, este perfect. Pot să înțeleg. Să știi că am înțeles că te-ai conectat cu mine. Da, ai simțit-o? Da. Cum te simți totuși în marea asta de colegi ai tăi care nu reușesc terapia pe care o reușești tu cu cartea? Te simți bine? Mă simt diferită. Nu pot să zic că este ceva rău sau bun. Doar este o diferență. Și te simți bine cultivându-ți diferența? Nu? E foarte, foarte frumos ce spune. Zodia, întreabă Daniela, care e și astrolog. Rac. Da. Era de așteptat. Raci, scorpioni, pești, avem pe aici? Bun, ia uite. Domnișoara care este ziaristă, Ioana, da? Da, bun. Ia să vedem. La fapt, am făcut Dan Brown, deci îmi devorat tot ce înseamnă Dan Brown, de la Codul de Atunci până la Sfântul de Narenci. Ce zodie ești ca să fii pești? Bun. Zodia. Acum, Daniela, vă spuneam că este... Ea este ca oricare dintre noi, să știți, să nu vă imaginați că suntem depozitarii unui singur adevăr noi despre noi. Nu. Avem mult mai multe fețe decât credem. Asta nu înseamnă ipocrizie, nu înseamnă schizofrenie. Înseamnă că suntem alcătuiți din adevăruri și din fațete, revin, care se luminează atunci când le vine vremea să se lumineze. Sau când știm cum să apăsăm pe întrerupătorul fațetelor noastre. Daniela este un foarte bun exemplu, un argument. Este poetă și v-a demonstrat, este numerolog, știe să lucreze cu numerele și să le așeze în relație cu destinul nostru, este astrolog, da, nu din acela care scrie cronici despre zodii prin ziare, ea chiar lucrează, întocmește hărți și altele de tipul acesta, și este și cristalolog, nu se spune așa, mă rog, cititor în cristale, purtător de cristale, câteva cuvinte despre aceste cristale. Câteva cuvinte numai. În primul rând, aș vrea să-i întreb tu pe ei, pentru că știi mai bine decât mine cum este cu cristalele. Dacă, și că întreb eu acum că am microfonul, ați auzit de cristale? Ați auzit, da? Da. Ce știți despre cristale? Chakre? Cine a auzit de chakre? Domnul cu coafiura. Foarte frumos. Ce știi despre chakre și despre cristale? Nu pot să știu exact ceva, dar și părinții mei au spus cristale și mi-au dat și un studiu bun. Mi-au spus ca să purific, să spăl cu sare. Da, la soare, da. Da. Ce ți-a dat? Da, hialin. Cristalul transparent, da. Cristalul de stâncă. Da. Unul asemănător cu el aici este un selenit, nu este ceea ce nu este cristal de stâncă, acesta este un selenit, acesta este un onyx alb, onyx sustă, este de mai multe feluri, da? Un onyx alb, un onyx negru sub formă de sferă, de armonie. Eu zic că în clipa în care fiecare să spui foarte scurt pentru ce este bun. Ok. Ce ar trebui să aibă un asemenea cristal? Deci pentru analiză, pentru împământare, pentru că lucrează cu prima chakră, onyxul negru, da?
este și pentru Capricorn, da? Este foarte bun și pentru atunci când simțim ceva malefic, deci... Când sunteți liniștiți, când nu sunteți în apele voastre. Da, deci... De... Bun, onyxul alb lucrează pe chakra care are legătură cu divinitatea. Chakra este centru energetic. Imaginați-vă că da. Umană din cap până în picioare străpunsă de o verticală și la nivelul diverselor... Niște lotuși, da? De energie, da? Bun. Acesta este un onyx alb, sub formă de obelisc. La ce folosește și cu deosebire cărei zodii? Tot pentru Capricorn mai ales. Sigur că da. Și legătura cu divinitatea, da? Deci pentru a aduce îngerii, da? Mai aproape de noi, da? Și acesta este tot alb, cu niște vinișoare. Asta este un haolit, se numește. Este piatra scriitorilor. Așa, da. Un cuarț fumuriu merge foarte bine tot pentru Capricorn, pentru dar și legătura cu divinitatea. Deci ele cam sunt legate prima cu ultima chakră. Un sodalit, care este piatra minții, este foarte frumos. Asta merge foarte bine pentru fecioare. Da. Un agat albastru pentru chakra gâtului, da? Probleme, dacă avem aici probleme, da, și mai ales aici trebuie spus adevărul ca să, da. Deci, Cristiane, dar dacă înțeleg eu bine și mă iert că fac parantez, da. Au efecte atât la nivelul sănătății fizice, corporale, așa cum o cunoaștem noi, da, dar privesc relația subtilă dintre boală, dintre suferința fizică și acele, eu știu, capitole din viața noastră, acele energii cu care trebuie să mai lucrăm. Eu vă spun din experiența mea și din ceea ce știu, mie mi s-a depistat cu niște ani în urmă un nodul aici în partea stângă la tiroidă. Un nodul, da? Și se pare că cei care au probleme cu tiroida și care au asemenea simptome, sunt persoane care se reprimă, care nu spun ceea ce gândesc. Fie ca să nu-i supere pe ceilalți și să fie în armonie cu ei, fie pentru că le este frică, fie pentru că așa sunt structurați. E bine, cu timpul, dacă reprimi și dacă ceea ce reprimi este foarte puternic și foarte urât și foarte rău pentru tine, ajungi să te îmbolnăvești fizic. Purtând un asemenea cristal, nu știu dacă te vindeci neapărat, da? Dar se poate ameliora și poate fi folosit ca terapie auxiliară. Bun. Un aventurin roșu, un aventurin verde, piatra amazonelor, amazonitul, care este foarte rar și foarte frumos, și pentru artă, și pentru femei foarte mult, pentru armonia femeii, crisocola, iarăși piatra pentru zodiile de pământ, și acesta este un mucait. Sunt foarte, foarte frumoase, un ochi de șoim există, ochi de tigru, l-avem aici, dar există și ochi de șoim și există ochi de taur și ochi de pisică. un achit pentru scorpion. Cine este scorpion aici? Scorpion da. Un agat de Botswana, este foarte rar și foarte frumos, chiar are un ochi aici. Deci ar merge folosit și pentru anti de ochi, da? Un onyx mahon și ceea ce nu cred că ați văzut până acum, un agat piele de șarpe. Care este bun pentru? Chakra asta și pentru sexualitate și inspirație. Dar și un labradorit. Este foarte frumos. De exemplu, în America, bucătăriile celor care au bani, blatul este format din labradorit. Deci vă dați seama ce culori. Să-l căutați acolo pe internet și sub formă de spectrolit sau piatra lunii neagră africană. Deci vă dați seama ce bucătărie au cei care își pot permite. O frumusețe. Și acum ca să închidem și capitolul acesta, aș vrea să te întreb cum ai ajuns tu să depinzi, să ai o relație atât de puternică cu aceste cristale, de așa manieră încât ele să fie și personaje în cărțile tale. Simțindu-le foarte mult.
Și când s-a întâmplat asta și în ce context? În 2010 găsim prima dată un pandant foarte frumos de opal alb la un magazin. După al doilea a fost unul de labradorit, da, un albastru care este piatra preferată a lui Horia, spune că este piatra magică. Da. Și au curs, au venit toate. Toate fac câte ceva, toate, nu știu dacă ați auzit de cunzit. Este o piatră roz, foarte frumoasă, care bate chiar turmalina neagră pentru radiații, pentru că voi stați foarte mult la calculator. Și atunci trebuie între voi și zona de radiație să fie ceva care să atragă. Turmalina neagră, cunzitul, sunt mai multe. Deci toate au câte ceva de adus pentru noi în lumea aceasta. Numai noi să știm să lucrăm cu ele. Să le iubim foarte mult, să le punem muzică frumoasă, să le citim poezii și atunci și ele vor lucra împreună cu noi. Le veți simți, sigur, 100.000. Dacă aveți acum, la finalul întâlnirii noastre, întrebări despre cristale de această dată. Da, te rog. Sigur că da, mai ales de persoanele. Toți suntem mai sensibili unii și atunci energia negativă o simțim foarte mult. Ce m-a ajutat foarte mult, m-a ajutat smaraldul și safirul albastru. Fiind lucrând cu numerele, mi-am luat o cruce de safir albastru pe 11-11-2011, pe tripleta lui 11. Mâine este 11-11, da, este un număr foarte important, chiar eu l-am în nume, Daniela Gabriela este un 11, alătura de Voiculescu, care este un 4 cu pământul, deci inspirație, lumină, exact cum a spus Denisa, și pământul. Deci m-am întors aici printre voi ca să pot să vă dau tot ce am acumulat eu, pentru că venind, revenind, am focusat și am trăit foarte intens, pentru că de asta suntem aici, să acumulăm informații, să ne bucurăm, să trăim cât putem de bine și să ținem cont un pic și de credință. Visați? Da? Hai să vă spun, pe final am avut un vis acum 2-3 zile cu niște icoane, mai ales una foarte frumoasă și mare, cu Maica Domnului pe perna mea. E, astăzi, până să vin, am primit acest frumos pandantiv, care este palma Maicii Domnului. Deci, undeva protecție există. Niciodată să nu credeți că sunteți siguri, singuri. Pentru că ei, îngerii și sfinții și Dumnezeu lucrează. Numai că voi trebuie să creați canalul de energie și să vă fixați drumul spre lumină. Și cristalele absolut. Fi asemenea canalul, sigur, coroborate cu altele. Cu numere, cu tot ce vreți. Studiați. Nu să studiați, că nici eu n-am studiat prea mult, dar citiți și citind veți citi, o, veți dori să citiți mai mult, că asta este frumusețea științei. Iată că mai descoperim o dimensiune a poeziei Danielei, dimensiunea ezoterică, dimensiunea celor tăinuite. Tăinuite pentru că oamenii nu vor să ajungă să le descopere și să se folosească de energia lor. Îi mulțumim frumos Danielei și sper să ne revedem și cu alte ocazii, da? O zi bună!
În fiecare lună la Centrul Cultural Pitești este marcată o acțiune în cadrul proiectului Recenzii, prin care este adus în atenția publicului un autor contemporan. De această dată, cei prezenți la eveniment au avut ocazia să o cunoască pe Daniela Voiculescu, o poetă originală și complexă care se inspiră ba de la cristale, ba din numerologie, astrologie sau feng shui, ba din natură și culorile ei. Smarald, agat, amazonit și acvamarin, aceste elemente apar des în versurile Danielei Voiculescu, la fel și numerele și lavanda, zeii și tot ce ne înconjoară. Versurile Danielei au culoare, gust și savoare, sunt originale. Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit, o salut pe doamna profesoară și vă salut pe voi. Nu știu dacă chiar cu voi m-am mai întâlnit în cadrul celorlalte ediții ale proiectului, Recenzii? Nu. Clasa a noua și în premieră absolută, înțeleg, la proiectul acesta. Trebuie să știți că se întâmplă în fiecare lună ce vedeți voi astăzi aici, la Centrul Cultural. Vorbim despre proiectul Recenzii, care își propune să aducă în atenția voastră, a celor foarte tineri, foarte fragezi, un autor contemporan. Dacă se întâmplă să fie, cum este astăzi cazul, argeșan, cu atât mai bine, pentru că se pare că se știu puține, foarte puține, inadmisibil de puține lucruri despre autorii de valoare din județul nostru. Lângă mine se află Daniela Voiculescu. Daniela Voiculescu, o poetă absolut originală. Poeții, fie că vor, fie că nu vor, ajung într-un târziu să semene tuturor celorlalți care le sunt contemporani. Se creează un soi de școală informală, da? Un soi de curent și încearcă să se țină de curent ca să poată să fie vizibil. De regulă au un lider și dacă liderul acela are succes prin creațiile lui, este premiat, este citit, își vinde cărțile, încep și ei să-și dorească să-i semene liderului și renunță la felul lor de a fi, care le-ar fi adus poate mult mai multe satisfacții. Nu este cazul Danielei Voiculescu. Ea nu seamănă cu nimeni, nu încearcă să-i semene cuiva, nici nu cred că ar putea, chiar dacă și-ar dori, să facă lucrul acesta. De ce? Pentru că înainte de a fi o poetă originală, Daniela este o ființă umană, o ființă profundă și ființă socială deopotrivă, ieșită din tipare. Acestea sunt cărțile ei de poezie, nu sunt toate. Ele sunt mai mult de 20 cărți de poezie care se scriu, pe care ea le scrie, așa cum noi ceilalți respirăm sau ne distrăm în cazul vostru. Presupun că mergeți cel puțin o dată într-o săptămână la o petrecere, da? Într-un club. Daniela scrie în fiecare zi. Deci iată că tipul acesta de euforie pe care voi îl trăiți mergând undeva cu prietenii, Daniela îl trăiește în intimitatea minții și a sufletului ei în fiecare zi. Acum, ea, din câte am remarcat eu, pentru că este și o prezență constantă pe Facebook, deci pe rețele de socializare, scrie de obicei noaptea. Atunci are ea liniștea, își găsește liniștea sufletească, tipul acela de liniște propice nașterii unui poem. De ce este absolut originală ca poetă, pentru că aceasta este ideea, tema principală a întâlnirii noastre și a proiectului nostru, Daniela Voiculescu. Bănuiesc că voi știți poezii, știți cum se scrie poezie, îi cunoașteți pe poeții mari ai neamului românesc, nu îi cunoașteți pe cei din zilele noastre. E bine, în cazul Danielei Voiculescu, chiar dacă este vorba despre poezie și chiar dacă voi ați învățat la școală că poezia este un gen liric, da? Totuși poeziile pe care le cunoașteți, știți bine că urmează un soi de desen. Au o linie logică, să-i spunem, în funcție de care sentimentele încep să curgă. În cazul Danielei Voiculescu, linia aceasta logică nu că nu există, dar este învelită în N și N straturi de lirism, încât este necesară o a doua, o a treia, poate chiar o a patra lectură a poemelor și a cărții în întregul ei, ca să poți prinde ideea care a dat naștere volumului în totalitatea sa. Daniela scrie ca în transă. Pare că o voce de dincolo de ea îi dictează versurile. Sunt imagini foarte plastice, o să și exemplificăm imediat.
imagini extrem de sugestive. Toate simțurile și-au dat mâna pentru ca poemele Danielei să iasă în forma în care ies. Practic, am senzația că Daniela lucrează cu imagini, cu gânduri răzlețe, cu imagini răzlețe, pe care încearcă să le așeze într-un soi de tipar care este altfel decât toate tiparele cu care suntem noi obișnuiți. Veți întâlni cuvinte din limba română, este evident, fondul principal este româna, pentru că în limba română scrie și publică, dar sunt multe cuvinte în limba engleză aici, pentru că Daniela înțelege că trebuie să se adapteze timpurilor și noilor generații și veți găsi foarte multe trimiteri, foarte multe săgeți, buzdugane chiar, aruncate în extremul Orient. Daniela este o iubitoare și o cunoscătoare fină, o observatoare atentă a ceea ce se întâmplă dincolo de meleagurile noastre. Dovadă stau și aceste cristale cu efecte terapeutice. Ați auzit de cristale, știți ce înseamnă cristalul în viața unei ființe umane. Ea le tratează ca pe niște ființe vii, pentru că în mod real ele sunt ființe vii și trebuie să mai știți că am rugat-o să vină cu aceste cristale, nu doar ca să le vedeți voi și ca să vă spună câteva cuvinte despre cristalele importante din viața ei, adecvate și zodiei și vârstei și altor criterii, ci pentru că aceste pietre cu energii speciale, aceste ființe vii, aceste minerale vii, sunt personaje principale în multe dintre cărțile ei de poezie. Daniela, dacă ar fi să tușez puțin, scrie despre energiile nevăzute. Nu scrie despre oameni ca atare în cărțile ei de poezie, chiar dacă apar ființe umane cu nume și prenume. Nu scrie despre sentimente prezentate sau sugerate în felul în care se face sugestia aceasta în poezie. Ea lucrează cu energii subtile. Practic fiecare poem al ei este o odă, un omagiu dedicat energiei bucuriei, de pildă, energiei amărăciunii, energiei răului care ne cuprinde pe toți la un moment dat, energiei impulsurilor primare. Cam așa cred că trebuie văzută Daniela Voiculescu și de asta bănuiesc eu că nici nu poate fi prinsă într-un curent, nici nu poate fi înțeleasă repede și de oricine. Și am să vin să vă exemplific eu cu un poem, pe urmă am să o rog și pe ea să o facă. Se închid ușile. Am o rugăminte. Nu încercați, iarăși un secret cu privire la felul în care trebuie să intri în poezia Danielei Voiculescu, nu încercați să gândiți logic, cu logica aceea care vă dictează cum trebuie să lucrați la matematică, la chimie sau la fizică, da? Încercați să ascultați sunetele, da? Mai degrabă decât sensul cuvintelor și o să vedeți că vă prinde poezia ei ca o vrajă, ca un descântec, da? Bun. Se închid ușile. La metrou, o femeie vindea margarete. O aromă de mango și o tăcere adâncă. Operația a reușit, pacientul a murit. Nu mă mai recunosc. Bucureștenii nu au mai văzut sâni? Sunt galbenă, vanilie, șampanie, gust de fildeș. Pe autostradă, pink, amintiri gri. Atenție, se închid ușile, gri cu dor de albăstrele, bonus pentru așteptare. Poștașul s-a oprit să fumeze o țigară. Soare gri, holograf. Se lasă umbre peste ape reci, ce galbene sunt. Acum Ra e un haiku octogonal, luna e o lipie cu libelule. Eliot, Anais, Daria, Horia, ce târzie sunt. Flor de tei și o depășire a limitei emoționale. O tăcere adâncă. Daniela, Daniela, cine m-a strigat? Inima lui Eliot, mango, albăstrele, Ra și luna. Și deschid la întâmplare, pentru că așa și trebuie citită până la urmă. Roșu cardinal fără păcat. Ceai de chimen, praf de stele, parfum fin, duios, de fapt o simfonie de parfumuri. Liniștea asta a ta e din altceva, nu e din viața de zi cu zi. Poate asta e partea frumoasă. Ai reușit să mă îmblânzești. Te urmez supus și aștepte șarfa. Ai să o găsești pe pat când ai să vii, ai să găsești și o floare,
Nu trebuie să ne vedem. Știi bine când aș mai pleca? Conectați încărcătorul. O veșnicie și 5 minute. Și cele 5 minute în ce or să se transforme? În veșnicie. Să te mulezi pe energie. Totul să fie doar o îmbrățișare. De fapt, nu mai ești femeie. Tu ești o entitate fără sex, ca divinitatea. O să vină o vreme când o să vreau să-ți răsucesc puțin destinul ăsta. Să ți-l spiralez. Urcă dacă poți urca. Trăim din întâmplare. O să vină o vreme, noiembrie al nostru, roșu, curgător, fierbinte. Vedeți? E adevărat că nu seamănă cu nimic din ce știați voi despre poezie? Am avut perfectă dreptate. Bun, înainte de a-i da cuvântul Danielei, foarte scurt, flash-uri de intervenție. Cum vi se pare, cinstit, domnul care părea concentrat rândul 3? Cum nu ți-a la curea? Cum ți se pare? Ai spus, mi s-a părut că tu ai spus tare, e altceva, da? E altceva, nu seamănă cu nimic. E original. Ți-a plăcut? Da, este încă greu să înțeleg da, exact ce... Da, da. Dar ce anume ți-a plăcut când ai auzit poemul? Ce anume te-a atras? Că părea că asculți cu atenție. Încercăm. Fără niciun fel de sfială, nu se supără nici poetul, nu se supără nimeni, nu judecă nimeni. Atingea mai multe locuri. Așa. În singur vers. Da, adică. Da, da. Deci iată, reușește exact ce vă spuneam eu, să-și folosească toate simțurile pe care le avem toți și să le trimită cumva ca un electron plin, plin încărcat de energie către cel din fața ei. Nu reușești, ești puțin bezmetic. Ce-o fi vrând să spună fata asta? E de bine, e de rău, ba e la metrou, ba nu e la metrou, ba are o eșarfă, ba o să o găsești pe pat pentru că nu este la ea. Ideea care dă forță sau sensul care face ca poezia Danielei să capete forță, tocmai în aceste imagini disparate stă. În faptul că lucrează cu lumină vie. Dacă vreți, și încerc iarăși o altă comparație, mi este acum la îndemână, dacă ar fi să comparăm din artele plastice, să facem o comparație a poeziei cu artele plastice, eu m-aș duce către pictura pură, acolo unde nu există desen, unde nu există linie grafică. Există galben, albastru și verde, da? Un soi de emoție așternută pe pânză. Poți să spui într-o propoziție logică ce e cu galbenul acela lângă portocaliu, lângă verde? Nu. Dar emoția pe care o stârnește în tine, energia culorilor combinate, alăturate, e de factura aceasta. Cei care fac vrăji, din câte am citit și eu, sincer, mi-ar fi plăcut să știu să fac vrăji, nu știu. N-am să spun că nu. Mi-ar fi plăcut, dar nu știu. Cei care descântă, cei care au contactul cu dimensiuni de dincolo de noi, cam în maniera aceasta procedează. Este vorba despre un tip de existență, de percepție care scapă logicii formale cu care suntem noi obișnuiți. Deci iată, rețineți pe palierul acesta al discuției că ați cunoscut-o pe Daniela Voiculescu, o poetă din Argeș, cu un palmares impresionant de cărți tipărite și care încearcă să fie altfel în poezie la acest sau în cazul acestui început de mileniu. Am să rog pe ea să vă spună câteva cuvinte. Ea este o timidă, în fapt. Totuși va încerca să sintetizeze puțin. Rămâi, eu zic să rămâi? Da? Cum vrei tu? Sau? Mișcă-te cum vrei tu, fii liberă, te rog. Chiar nici nu știu cu ce să încep. Cum am început? Poate îmi spuneți din sală cu ce aș putea să încep. Cum am scris? Cum sunt titlurile? Chiar nu știu. Dați-mi o idee. De unde pasiunea? Inspirație. Da, bun. De unde pasiunea și de unde inspirația? Da, două, da. Bun. Eram de vârsta voastră sau chiar mai micuță, da, și am fost în vizită la cineva acasă. Avea o bibliotecă imensă, superbă. Mi-au căzut ochii pe o carte albă. Era puțin după moartea poetului Nichita Stănescu. Era o carte în memoria lui. Și
am citit câteva poeme, exact cum sunteți voi acum. Dar prima dată am citit, deci nu mai era printre noi. Citind poemele atât de mult, parcă îl simțeam, parcă era viu. Și am zis, dacă el a reușit, mort fiind, să fie viu, asta trebuie să fac și eu. Și mi-am propus că atunci o să scriu poezie. N-am prea citit foarte mult ca să, exact cum a spus Denisa, să nu copiez pe cineva, dar în schimb am sondat din ce am putut, din zodiac, din numerologie, din feng shui, din tot ce vreți voi, cum a zis și ea, și dicționare de demonologie, de ce vreți, adică tot ce putea să fie să fie altceva. Am avut de mică și alte lucruri, adică am văzut și am știut că este este mai mult decât vedem noi cu ochiul liber. Am avut la nașterea fiului meu un moment când mi-a stat inima și m-am întors. Și atunci am mai luat o hotărâre și am zis, dacă m-am întors, o să mă întorc pentru copilul meu și am dat o educație. Este de vârsta voastră, poate un pic mai mare, nu știu. Este în, da, da, este în ultimul an la facultate și toată energia mea acolo s-a dus. L-am scos olimpic la mai multe materii, am făcut fotografie, am pictat icoane pe sticlă, adică l-am pisat, dar am avut un copil care a fost receptiv. Am lucrat foarte bine cu el. În clasa... În prima clasă știa să facă și grafice, știa să facă foarte multe. În clasa a doua eram cu el la căciulata și lucram manualul înainte, ca pe perioada școlii să lucrez cu el suplimentar. Deci am aplicat niște metode tot timpul altfel. Vă mai divulg un secret, i-am spus și când să vină. Da, să vină pe lume, da? I-am spus pe 9 ianuarie, îmi plăcea foarte mult de Cristi Minculescu. Și era și o dată foarte bună, două săptămâni nu mai prindeam nimic bun. Și atunci pe 8 n-am mai mișcat. Pe 9 am venit, am venit într-o poziție deosebită și am făcut o cezariană, în fine. Sunt lucruri care s-au întâmplat după nașterea, am văzut mult mai multe lucruri, exact cum a spus Denisa, chiar lumina îngerilor. Așa cum vă văd pe voi, deci... E mai greu de crezut? Da, 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 da. Bun, deci s-au acumulat în ani foarte, foarte multe informații. Cărțile sunt scrise, asta am vrut eu să fac, ca un jurnal. Deci asta este viața mea. Nu o să găsiți să semene nici una cu cealaltă. Tot timpul va fi o evoluție, va fi ceva în plus... Sunt cam cifrate, cam codate, cam nu știu cum să le spun. Primul titlu l-am ales, se numește Anahata, este chakra inimii. A doua carte este Ensoroma, se pronunță, este un simbolat din cras african, are o semnificație foarte importantă legată de copilărie și de divinitate. A treia carte este Mercurul filozofal, a patra Doimea materiei, carte dedicată poetului Vasile Voiculescu. A cincea carte este Zeița de turcoaz, dedicată alpinistului Alex Găvan, da, care acum cred că știți toți. A șasea este Spica. Spica este cea mai strălucitoare stea din constelația Fecioarei. Ce-a urmat? A șasea carte. Nu, în casa de Iasomie, care da. Este cartea publicată anul acesta, în urmă cu câteva luni. Da. A urmat Indigo și Portocaliu, Orfica, La malul Mării Imbru. Marea Imbru este o denumire generică. Este Marea Ploilor, da, în latină. Este o mare unde se așează lava pe lună, da, deci este o mare lunară, da? Dora, cu gândul la soția lui Nichita Stănescu, bineînțeles, da? Am uitat o carte, da, Umbra ploii devine fortuna.
Și restul le vedeți. La Tona 1969 este adresa mea de mail, Casa de Asomie, Chandra, care are legătură cu ochiul al treilea, Iedera albă, pentru că e un zodiac cu celtic, sunt iedera, iar iedera albă este ceva, este o plantă de lege, ocrotită, așa, de natură, stele, iarbă și ploaie, nod marinăresc. Ați iubit vreodată vreun marinar? Sau măcar ideea de marinar? Da, de a călători? Ei, să știți că nici eu n-am iubit un marinar. Adică l-am iubit și nu l-am iubit, nu l-am văzut în viața mea, nu l-am atins, dar conexiunea, exact cum a spus Denisa, îl simt și mă simt la fel ca și cum am fi față în față, dar adevărul este în altă parte, că nu. Pe mine m-ar interesa, da, Daniela, pentru curiozitatea mea acum, da, să-mi spui dacă e corect ce am intuit eu legat de procesul de creație a fiecărei poezii. Nu te așezi cu caietul, cu foaia de hârtie sau cu calculatorul deschis în față, nu? Și îți propui, acum trebuie să scriu un poem pentru că trebuie trimis la cutare de vise sau pentru că trebuie să-mi completez volumul, da? Stai pe scaun, gătești, ea gătește foarte des, de câte ori vorbesc cu ea la telefon, gătește. Gătește foarte des și în timp ce gătește, vine imaginea, apare flash-ul cu imaginea, cam așa, nu? Bun, și sub ce formă? Pentru că eu, de pildă, când scriu, sigur că și eu văd lucrurile despre care scriu, dar nu mi-apar în minte ca pe ecranul unui cinematograf. Cum se întâmplă la tine? Uneori, asta am învățat-o la școală, pentru că scriam foarte frumos și luam 10 cu felicitări la compunere și profesorul ne spunea tot timpul să aveți un caiet cu expresii frumoase. Asta mi-a rămas mie tot timpul. Dacă aud ceva, scriu și apoi le leg. Unele chiar așa apar în ultima vreme, din trăiri, din convorbiri, din... Unii se cam tem să mai vorbească cu mine, să nu se trezească prin cărți, cu anumite expresii. Da, și acum când veneam tot așa, mi-am spus, vezi că o să poată să intri în poem, te cunoști acolo, intri. Da, deci se folosește, folosești și intertextul în ultima vreme. Nu știu unde o să mă ajung, dacă tot timpul o să fie o evoluție, nu știu.